Ce-i tămighito, ce avem noi aici? Ce e armată? Ăștia toți am înțărcat acum. În afară de albastru ăla de mijloc de acolo, ăla e fratele lui Prințu, adică e pui din Valenciană și din Pluma Loca. Ăla o coborâ să vadă ce cu fraierii ăștia țapă aici, ăla albastru. Și am un stipper acolo. Am un stipper. Ăia care fac almond. Am un 75, din 2.75 aici, unul care o să fie periculos. Ia uite-l cum începe să-i bată, mă. Bă, prăpăditule, te scot la zbor. Asta e amenințare, nu-i ca și cum s-ar bucura. Amaci, ăștia o să fie gorgherito de... Ia uite. Ia uite-l că el deja face figură aici. Opa, 75-ul se opune și l-a trimis la loc, în colțul lui. Corect. 75-ul ăla din 2.75. Ăla o să fie ceva gen. O să-l vedeți voi. Nu știu cum o să arate exact. E din 2.75. Cum scrie la carte. Cum trebuie. Așa, ăștia doi sunt din gorghero, ăștia să fie cei mai gușați. Ăștia doi de aici. Ăștia sunt cei mai, un pic mai mici de vârstă ca și ceilalți. Puțin. Și ăla e 75 din 2.75. Fumatul ăla de acolo, negriciosul ăla de acolo. Mai am doi voiajori indigo. Aia e o femelă, aia care are inele pe amândouă picioarele. Aia e indigo pe gut. Și acolo e fratele ei, tot indigo. Tot voiajor. Nu o să fie nici foarte neroș și nici foarte sport. Sunt undeva între. Și mai am unde mai am? Mai am acolo, uite, solzata aia închis, e o fetiță de Magellan. Și acolo e un băiețel de Magellan. Și aliu ăla chiar de lângă boxă. Tancul ăla. Încă un tank, frate. Încă un tank. Ăla chiar de lângă boxă. Aici e armata de pițigoi. Tocmai ce am adus de jos din volier. Uite. Pa. Nu spun că banditul ăsta se bagă top între. Fii atent. Ăsta din Valenciana. Fratele Prințului. Ia uite-l. Pe toți ia la rost. Eh. Da, că el deja fiind alfa între cei patru de sus, el fiind șefuțul, el știe deja pe toți. Îi știe pe toți. Au văzut inelele lui asta, fii atent. Și vrea să le ciugulească, să pună ciocul, să vadă ce-i cu ele. Acolo să ia doi de Magellan, chiar lângă boxul. Ăia doi sunt Magellan. Negricioasa și cu smokey-ul ăla cu cioc alb, tânculețul. Ăla. Ăia doi sunt Magellan. Ciudăței pui, mă așteptam să iasă cu ciocul mai mic, că mama lor e din Pluma Loca, e cu cioc mic. Inclusiv cum pășește, mi se pare ciudat. Dar seamănă pe tată, adică seamănă pe Magellan. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l pe banditul ăsta. Îi pătății fugărești, nu? No. Te închid. Fii atent că te închid. Îți dau văduvie. Ceapa mătii. Dacă nu mers cu amenințarea cu zborul, amenințăm cu văduvia. Ăștia mi-s pițigoi, deja ne cam adunăm de un stol ca lumea și mai am acolo sus 3 din prima tură, plus ăla din prima tură, albastru ăla bătăuș și mai am acolo unul mai bătrân ca ei, care horcă e, acolo chiar în geam, horcă e și i-am pus pe tilozină. Și mai am încă una dintre astea care le-am... sora lui Albastru, deci care e tot în Pluma Loca și Valenciană, aia care se pigulește acolo în piept. Le-am pus de 2 zile pe tilozină pentru respiratorii. Eu v-am zis că nu prea tratez, dar în situația asta mă văd că horcă e și se chinuie să respire. 3 zile, 5 zile, maxim. Și apoi, dacă aș putea le-aș da numai lor, numai că n-am tablete. Există tilozină, dar nu chiar de tilozină. Ei aveam Protecti, zice, la medicament care conține tilozină și merge pe căile respiratorii. Fii atent, ea de la Magellan și-o găsit, pui la Magellan și-o găsit locușor acolo. Deja au urcat pe o boxuliță.
O să le deschid una aici jos. Una care nu e ocupată, nu mai știu care nu e ocupată acum. Toate sunt ocupate deocamdată. No bun, amiguito. Asta migașca. Îi lăsăm, dau, îi deja dau cu ciocurile pe jos. Hai să le mutăm hrănitorile jos. Că uite așa ei o să învețe să mănânce singuri. Acum hrănitorile sus, aici la soare. Aici sunt hrănitorile. Uite, cu astea îi învăț eu păpui să mănânce singuri. Mâncărică bună, de lo bueno. Hai. Mâncărică de lo bueno pentru puișorii mei. Uite indigoi, că din unghiul ăsta se vede mai fain culoarea, uite. Unu, ăsta-i femela și ăla-i masculul. La mascul nu i-am pus în iale, că n-am mai avut. Adică mai aveam, dar n-aveam pentru voiajori, aveam mai mare un pic. Vedeți că și la ăla albă e mai larg inelul, e de nouă. Că eu pe alea le-am făcut, de fapt, pentru neroși. Uite ce perfecțiune de pui. Stiperul. Ia uite că și șaliuța aia mică dă să mănânce. O găsesc ceva pe jos. Ia uite-l pe frățiorul lui prințul, că el deja are instincte de micuț. Na? Ce ziceți de asta? Aha, încă unul cu instincte, dar nu, ăsta nu. Ăsta e 75-ul ăla. Poate că o să fie un pic cam mare, 75-ul ăsta. Îl vedem noi dacă o să zboare, dacă merge la văduvie. Dacă nu merge la văduvie, merge la voi. Ai, asta e frumoasă tare. Indiguța asta, indigoaia asta mică. Asta e frumoasă tare. Ia uite pe drăgușorul ăla, tot are ceva cu paiele. Opa. Hai că îi lăsăm să se socializeze cu ăștia alți mai bătrâni. Uite cu săraca șalia, că e, cum respiră. Se vede că nu-i bine. Stă foarte zburlită și respiră greu. Dacă și-a revenit, și-a revenit. Dacă nu, îl dăm la mâță. Ceau, amiguito. Ăștia mi-s puișorii. Și cred că nu mai înțarc nimic până cam peste o lună. Mai am ceva oare? Mă duc să mai dau o tură pe la cuibare să văd pe la doici. Că am uitat! Moșul e bătrân, dar eu sunt și mai bătrân ca el. Și eu uit. O faci să instalează Alzheimer-ul. V-am pupat, ceau!